Ajutor efectiv sex stați în alții mișlie este adunat. Șef sex în plecă în prânz. E cum am ieșit la lumina, stăți lumina. Trebuie să are grijă. Da, da, este important. Avem panou anti-incendiar, adică aici e punctul de legătură, așa să spunem. Am vorbit că nu e rezultat, că e rezultat. Să avem în notare 4 autospeciale, și dacă o socotim, adică 5 autospeciale, cu postul de laborator. Practic, suficiente autospeciale pentru a acoperi toate. Și independență de sezon. Ok, de sezon. Când e sezonul cald, când se sezonul cald, poate să fie și 7, și 8, și 10, mă, și 15 apeluri pe sute. Ok, wow. Pe sute, wow. Scazuri foarte diferite, da. Adică ca să mă acces tare pe cifre. Da. Am înțeles. Adică, practic, suntem dotați, facem... Yeah.
Excelență, vă rog să ne spuneți care a fost scopul vizitei la Cimișlia. De mult orașul Cimișlia n-a avut un ambasador a Statelor Unite aici. Și mulțumesc pentru această întrebare. Este prima dată pentru mine să fiu aici și eu am scopul de a vizita toate raionele din țară și am crezut că asta ar fi un moment oportun pentru a vizita Cimișlia. Am trecut aici 5 sau 6 ori și eu am considerat că am văzut mult aici și am putut să vorbesc cu practic toți reprezentanții la nivel local și la nivel raional. Cu cine v-ați întâlnit concret? Da, desigur. M-am întâlnit cu reprezentanții tuturor partidele politice aici, cu primarul și cu președinte raionului aici în Cimișlia. Excelență, suntem prezenți la o stație de pompieri și salvatori construită cu sprijinul guvernului poporului american. Ce ne puteți spune? Ați trecut în revistă, ați văzut cum este dotat, cum este construit, părerea dumneavoastră se păstrează, se... Da, desigur. Este pentru mine o plăcere să ved cum banii americani se folosesc aici și eu cred că s-au folosit foarte, foarte bine pentru că eu am văzut aici că avem o stație de pompieri și salvator foarte, foarte modernă cu toate echipamentele necesare pentru a realiza atât de important serviciu pentru raionul și sunt foarte fericit că putem face asta aici și în 7 alte raioane. Spuneți-ne, vă rog, în ce domenii Statele Unite acordă ajutor Republicii Moldova? Știu că inclusiv și mass mediei locale și nouă ne-ați acordat de multe ori granturi. Vă mulțumim pe această cale. Și în ce domenii încă? În toate domeniile, sincer vorbind, pentru că vrem să vedem aici o țară dezvoltată în toate domeniile. Inclusiv în mass media, inclusiv în economie și în dezvoltarea politică. Și avem scopul de a continua cu această abordare. Mulțumim! Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi! Bună ziua, sunt președintele raionului Cimișlia, Olărescu Mihai. Astăzi am avut pe agenda vizita domnului ambasador a Statelor Unite, Derek Hogan, și ne bucurăm foarte mult că dumnealui a considerat de cuvință să viziteze raionul nostru. Astfel am avut o întrevedere la Consiliul Raional pe dimensiunea autorităților publice locale. Am discutat despre anume viitoarea conlucrare, cum am putea să implementăm mai multe proiecte, transparență și să dezvoltăm cultura democratică în Republica Moldova și în raion. Respectiv, la fel, a fost foarte o discuție foarte productivă pe dimensiunea colaborării între Consiliu, între primării. Dumnealor foarte mult se interesează dacă este respectat principiul democrației. Totodată am mulțumit poporului american și ambasadei pentru această unitate de popieri
Unitatea dată este datorită americanilor care au investit circa 500 de mii dolari în această unitate în colaborare cu Ministerul de Interne și Inspectoratul General a situației excepționale și situații excepționale în frunte cu domnul Harabagiu, care a avut atunci deschiderea în 2016-17 și am împreună cu Consiliul Raional am realizat acest proiect. Acest proiect a fost realizat și de Consiliul Raional prin faptul că am dotat cu calculatoare și mobilier această unitate cu tehnologii. Din partea Ministerului au fost dotate, avem vehiculele care se află în această unitate, sunt absolut dotate de Minister și ne bucurăm foarte mult că la momentul actual avem o unitate de salvatori și pompieri model în Europa, care mult înseamnă pentru noi, pentru securitatea cetățeanului nostru. Rămâne doar ca să avem cadre bune, să avem băieți profesionali și băieți care îndeplinesc acest serviciu, care sunt și care vor fi în viitor, ca să respecte profesionalism și să facem față cerințelor veacului, deja putem să numim 22, fiindcă tehnologiile se modernizează și odată cu ele trebuiește și noi să ne modernizăm. Vreau să mulțumesc foarte mult anume ofițerilor și lucrătorilor care sunt aici și își dedică zi cu zi și dă o dovadă de devotament și curaj ca să fie în această funcție, fiindcă cu toții știm că este un risc foarte mare pentru ei și familiile lor, și să le urăm succes.